kus mä oon mai maareka saivais laanu. Kaadipi uottaatu. Dopu irti kogu uutsu kautsu trabun järnaastan näin. Gugutsa nare traba, o să vedem noi cu ar fi să-i cade pușma. A doua zi, Gugutsa se scoală cu noaptea în cap. Iese afară în vârful picioarelor și dă mâncarea la oi. Când a venit tata cu un snop de ciocleș, băiatul merge la călare pe berbe prin ocol. Tu ești bre! A, bună dimineața, tată! Și face semn cu mâna să ducă ciocleșii la loc. De atunci Gugutsa are grijă de oi, dar în satul trăiesc se lăsa tot mai mare gerul. Oamenii ieșeau din casă încoștoănați, iar când mergeau, parcă aveau scripcă la picioare. Într-o zi Gugutsa vine de nu știu unde, pe lângă moară, ia ca se întâlnește cu o fată din clasa întâi. Fata era vânătă de frig. Da, să le duc eu! Arată Gugutsa către cărți. Tu? Îl măsoară fata cu ochii, dar în loc să spună nu, îi le dă. Și-și pune mâinile în mâneci și haide, hai după Gugutsa. Rămâne în urmă o casă, două, merge băiatul, dar un gând nu-i dă pace. Dacă n-am geantă, le pun sub cușmă, o să încapă și capul și cărțile astea din clasa întâi. Gugutsa scoate cușma, o întoarce cu gura în sus, dar vede fata și îi se face încă o dată milă de dânsa. Așa ai ți-i frig, hălecuță, dărdei fata. Știi ce? Ia cușma mea! Nu, Gugutsa, ai să îngheți tu! Dacă nu o iei, o lasă aici și așează pe zăpadă. Scârt, scârt se duc amândoi. Tremură băiatul, dar n-are încotro. Cușma rămâne singură, singurică în mijlocul drumului. Cușma când a înțeles că stăpânul o lepădă, își adună toate puterile și când trage odată aer se face mai mare. Atunci Gugutsa dă o fugă înapoi, ia cușma pe umăr și intră sub ea cu fată cu tot. A dus fata acasă, i-a pus cărțile pe hor și și-a căutat de interesul lui. De atunci Gugutsa răsare ca din pământ la poarta școlii, mai ales când trebuie să iasă clasa întâi.